salut, sunt Carmen, lângă mine este Luca. Salut, Luca! Bună, Carmen! Mai devreme am vorbit cu Tudor despre fructe și l-am întrebat ce fructe îi plac și mi-a povestit despre o grămadă de fructe. Spune-mi și tu, ce fructe îți plac ție? Mere, portocale, mandarine, pere. Așa, și care sunt fructele pe care le vânăm mai ales primăvara, la începutul verii? Alea care aproape că nu se găsesc niciodată. Păi, nu, cireșe. Da, îi se șoptește, da, cireșe, evident că cireșe. Uite, asta o să facem noi astăzi. Două cireșe foarte, foarte simpatice și vom face în felul următor asta pentru că a venit momentul să ne și distrăm astăzi, nu? Că după ce am învățat o grămadă de lucruri, chiar dacă suntem în vacanță, hai să desenăm ceva. Facem litera C. Facem, de fapt, ca un fel de cerculeț, dar pe care nu-l închidem. În felul acesta. Nu-l închidem, ci venim cu o dungă așa. Da, îl închid aici. Așa. Și lângă el mai facem o dată litera C, cu care venim până aici, da? Și aici, din nou, facem aceeași linie curbă. Și practic avem două cireșe. Tu ai două prune aproape, da? Dar să încercăm totuși să le transformăm în cireșe. Facem codițele cireșelor așa și așa. Și cred eu că ne mai trebuie și o frunză. Nu-i așa? Facem și două liniuțe. Și pentru că cireșele acestea trebuie să aibă și personalitate, le vom face un ochișor aici și unul aici. Înăuntrul cerculețelor facem alte două cerculețe. Și eu îi voi face și două sprâncene. Guriță. De asemenea, vom face aici un ochișor și aici un ochișor. Dar la cea de-a doua cireașă aș opta pentru un singur cerculeț. Facem un băiețel și o fetiță. Și să facem o altfel de guriță. Dar eu cred că vor arăta mult mai frumos aceste cireșe după ce le vom colora, nu-i așa? Vrei să începem să le colorăm? Ce culoare au cireșele? Să le colorăm, da? Începem să le colorăm. Foarte mare atenție aici, facem un cerculeț.
Așadar, doamnelor și domnilor, avem 4 cireșe ale lui Luca, văd că sunt un pic mai mari. Evident că voi puteți să faceți în mănunchi câte cireșe doriți voi și este evident că desenele voastre nu vor face altceva decât să vă aducă un pic de bucurie și de distracție. Așadar, până data viitoare, așteptăm desenele voastre, dacă le veți face foarte, foarte frumos, cu fotografie în comentariu. Mulțumim frumos! Pa, Luca!